Legitimate la CS Metropetaturnul Severin, Elena Iulia Borugă și Sofia Păiuș au cucerit medaliile de bronz la Cupa României de lupte feminine individual pentru copii U15 desfășurată la Piatra Neamț. În competiția pe echipe, clubul severinean, în colaborare cu CSS Târgoviște, a urcat pe prima treaptă a podiumului de premiere, iar în componența lotului s-au mai regăsit pe lângă Elena Borugă și Sofia Păiuș, severinencele Andreea Vânturache, Miriam Scarlat și Francesca Nistoran. Antrenoarea Nicoleta Bogasie-Rumijache speră ca noua generație de la CS Metropetaturnul Severin să calce pe urmele fostelor luptătoare de la clubul severinean, care în prezent obțin medalii la seniori pentru CSA Steaua București, CSM Timișoara și CSM Craiova, cum este și cazul Roxanei Capezan, Larisei Nițu, Mihaelei Bărbulescu sau Denisei Breazu.